luna se găsește în creștere. A trecut ieri momentul de lună nouă. La fel ca ea, în creștere se află și energia noastră, entuziasmul pentru ideile, proiectele pe care le-am stabilit recent. Iată ce anunțastele pentru cele 12 zodii. Berbec. Nostalgie. Dor de casă, de părinți, de prieteni vechi, de vremurile bune. În relații închegate recent se caută acum cea mai bună variantă legată de cumpărarea unei case, luând, bineînțeles, în considerare și opțiunea unui credit imobiliar. Taur. Un plus de receptivitate la părerile celor cu care veniți în contact, chiar dacă nu luați de bun tot ceea ce vi se spune. Vă propuneți să vă revanșați pe cât posibil pentru timpul pe care nu l-ați putut petrece alături de cei dragi în ultima perioadă, date fiind solicitările și provocările profesionale. Gemeni. Cu ideea unor schimbări în garderoba voastră sau a celor dragi, se poate să faceți o verificare sumară a lichidităților de care dispuneți și vă hotărâți să dați o raită pe la magazine sau pe net. Și tocmai ați putea găsi niște lucruri frumoase la preț de chilipir și nu veți sta pe gânduri. Rac. Emoții liniștite, care vă colorează frumos gânduri, planuri, perspective. Găsiți cu ușurință acum răspunsul la întrebări care nu v-au dat pace în ultima perioadă. Popularitate nebănuită. Veți afla că v-au dus dorul celui de la care nu ați primit de multă vreme un semn de viață. Leu. Nevoie de odihnă și de timp doar pentru voi înșivă, pe care o veți masca totuși destul de bine, astfel încât nu veți refuza o întâlnire, o invitație la o cafea. Vă hotărâți poate să vă schimbați culoarea părului, sunteți deschiși ofertelor din vitrine și tendințelor vestimentare de sezon. Fecioară. Promisiuni de mai zilele trecute ar putea fi confirmate acum de un act, de o decizie, sau, după caz, ar putea fi vorba despre o diplomă, o recunoaștere a activității voastre. Și sectorul financiar este bine aspectat pentru voi. Ar putea fi începutul unei perioade spornice. Balanță. Apar tot felul de oferte de muncă pentru voi în perioada următoare, dar sunteți destul de selectivi și veți cere informații înainte de a vă da acordul. Noutăți neașteptate. De fapt, poate că abia acum sunt discutate la modul serios propuneri și idei ale voastre anterioare. Scorpion. Lucruri pentru care altădată vă zbăteați vin acum spre voi cu destulă ușurință, acum și în următoarele săptămâni. Și totuși, nu este momentul să renunțați la standardele sau la pretențiile voastre, ci să pregătiți minuțios întâlnirile și ședințele la care urmează să luați parte. Săgetător, posibil să aflați acum disponibilitățile reale ale cuiva care v-a promis un ajutor financiar și nu numai, astfel încât veți ști încotro merită să vă îndreptați atenția și speranțele. Șanse ridicate să apară și oferte de gen last minute ale agențiilor de turism care să fie pe placul vostru. Capricorn, se redeschid niște punți de dialog. Observați disponibilitatea cuiva să-și asume o greșeală și își ceară scuze de voi, eventual, față de voi. Întâlnire plină de speranțe pentru cei care nu doresc să continue o viață de celibatar. Vărsător. Dintr-o dată se adună destule lucruri de rezolvat, însă se pare că, din motive personale, vă propuneți să rezolvați cât se poate de multe fără vreun ajutor din afară. Ar putea fi utilă o vizită la un specialist dacă observați că nu vă lasă o durere sau o stare neplăcută. Pești. Sensibilitatea, empatia și înțelegerea de care dați dovadă sunt la cote maxime acum. Ar fi momentul ideal pentru o discuție cu copilul sau cu nepoții. Aflați tot ce le-a stat pe suflet, chiar și pozne pe care s-au sfii să le recunoască până acum. Să avem o zi bună!